Vă mulțumim pentru că ați dat curs invitației. Permiteți să trag un pic de pauză. Suntem în ultimele zile de organizare a Campionatului Mondial de eSports la Iași, un efort susținut cu multe provocări, dar avem astăzi alături de noi pe domnul primar Mihai Chirica, în calitate de organizator, și domnul Daniel Juravle, viceprimar al municipiului Iași, domnul colonel Chesan de la Jandarmerie, Ana Carolesca, care este Head of Marketing la ISF, International Esport Federation, și avem și doi jucători de eSports, l-avem pe Omar, care este capitanul național României de Dota și în care ne punem mari speranțe că va aduce o medalie, de ce nu o medalie de aur, și pe Cancel, îi puteți găsi foarte ușor pe YouTube și pe Instagram. Pentru început, îi voi da cuvântul domnului primar Mihai Chirica, urmând ca mai târziu să vă pot furniza detalii tehnice, program și alte surprize. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Cristi. Sigur, un moment așteptat de toți iubitorii sporturilor electronice și de întreaga comunitate ieșeană. Îi mulțumesc domnului comandant Chesaru pentru implicare și pentru felul în care a înțeles cât de important este un asemenea eveniment, atât pentru noi ca și comunitate, dar și pentru partenerii noștri instituționali, inclusiv Jandarmeria Română și celelalte instituții. O adevărată provocare, cum spuneam și în scurtul interviu pe care l-am avut la debutul acestei conferințe de presă, este un element de noutate absolută. Dacă m-ar mai întreba cineva mâine dacă m-aș mai băga într-un asemenea proiect, poate după experiența pe care am dobândit-o în aceste câteva luni aș spune da, dar aș fi cu un da mai rezervat decât daul pe care l-am dat acum câteva luni în urmă. A fost un travaliu. Proiectul acesta s-a născut exact ca o ființă vie, după o foarte lungă perioadă de incubare, ca să-i spun, și în cele de urmă a ajuns aici. Nu este ieftin, nu este ușor și nu este la îndemâna oricui. Cred că dacă n-ar fi fost Iașu și n-ar fi fost echipa dedicată pentru acest proiect, ar fi fost foarte greu pentru orice municipalitate sau altă entitate administrativă să realizeze un asemenea proiect. Au muncit zi și noapte, au muncit punându-și, să spunem, toată energia și capacitatea intelectuală și au ajuns până în momentul de față. Suntem de-abia la jumătatea drumului, chiar dacă acest eveniment pornește peste 3 zile, inclusiv astăzi. Pentru că menținerea unui nivel dedicat unui campionat mondial, încercarea de a împăca toate gusturile de pe toate colțurile lumii în tabieturile unui oraș care crește pe flancul de est al Europei, încercarea de a răspunde tuturor provocărilor pe care experiența lor, pe care noi nu o avem, va fi pusă pe tapet și va trebui să răspundem acestor provocări, sigur nu ne va fi ușor. Dar sunt convins că prin înțelegere și prin tot efortul pe care l-am făcut până acum, pe care îl putem duce mai departe, vom trece. Vreau de asemenea să-i mulțumesc personal domnului Vlad Marinescu, care, în calitatea dumnealui de președinte a Federației Internaționale de eSports, a fost mereu alături de noi și în momentele critice, când lumea mai mult critica decât susținea și, din păcate, aceste critici veneau chiar din interiorul orașului nostru, de la oameni care, sigur, nu sunt păcați cu ideea că avem cel mai frumos oraș din România, cu cel mai mare ritm de creștere economică și cu cel mai mare grad de întinerire. Nu acceptă lucrul ăsta, dar sunt realități care sunt demonstrate prin cifre ce nu au culoare sau alte simțuri. Prin urmare, cred că vom putea să-l ducem la bun sfârșit. Evenimentul vine, să spunem, într-o succesiune de alte evenimente cultural-artistice pe care Iașul le-a făcut în ultimele 2 luni. El va continua și sperăm cu bine cu raliul Iașului și în cele din urmă, cu o scurtă pauză prin discoteca, se va duce spre începerea noului an școlar și sărbătorile Iașului și Revelion. Suntem un oraș vibrant, suntem un oraș care oferă foarte multe oportunități pentru toți cei care vor să trăiască bine aici. Sigur, despre numele care vor fi alături de noi pe lângă sportivi sunt cele pe care le vedeți deja pe ecran. Despre numele important care va cânta la Iași, și spun eu important pentru că
atrage atenția nu numai tinerii generații sau jucătorilor de e-sports. Și cei de generația a doua vorbesc cu aceeași plăcere despre Armin van Buuren, poate că este eroul nostru al generației noastre pe care n-am avut capacitatea să-l atingem la timpul potrivit, dar a venit momentul. E un moment pe care putem să-l fructificăm și pe care putem la rândul nostru să-l gustăm cu toții așa cum se cuvine. Vreau într-un mod special să-i mulțumesc și colegului și prietenului, pot să spun, Daniel Juravlă, viceprimar al municipiului Iași, care alături de cealaltă parte a conducerii primăriei municipiului Iași s-a preocupat de bunul mers acestui proiect împreună cu Cristi Nistor și cei de la clubul CSM 2020. Sper să ne putem întâlni într-o conferință de presă și de închidere după data de 4 septembrie și să vă putem oferi toate detaliile derulării acestui frumos proiect. Mulțumesc foarte mult! Eu vă mulțumesc. Dacă îmi permiteți un pic, îi voi da cuvântul domnului viceprimar Daniel Juravlă să spună și el câteva gânduri. Da, mulțumesc, Cristi. Bună ziua, bine ați venit. Să știți că fețele noastre puțin ponosite sunt de la oboseală, de la somn puțin, dar încercăm să prindem ritmul cu energia pe care ne-a mai rămas. Zile de foc aici la Iași pentru pregătirea acestui eveniment. Luni de foc au fost, dar aceste ultime zile chiar sunt extrem de importante. Domnul primar, am mulțumit celor implicați, vreau să mulțumesc și eu colegilor care au dormit foarte puțin în ultimele săptămâni și și-au dedicat și au pus pasiunea pentru acest eveniment. Unii dintre ei lucrează chiar cu multă pasiune, cei 800 de voluntari, ceilalți oameni care au venit din echipa Federației Internaționale de eSports cu 3 săptămâni în urmă, 40-50 de oameni, ceilalți oameni care au muncit la scena din grădina Palace, acea imensă scenă, și cea de la Palat care urmează a fi instalată, cea din Polivalentă și scena mică de la tot din grădina Palace. Îmi doresc foarte mult, după anunțul de ieri, pentru că știu că a acaparat cumva obiectivul acestui eveniment, anunțul de ieri, dar trebuie să înțelegem cu toții că este doar ceremonia de închidere și tot ce se petrece în această săptămână, începând cu ziua de vineri, este pentru acest oraș, este făcut pentru oraș și pentru viitorul lui. Trebuie să fim mai încrezători și să ne bucurăm cu toții de acest eveniment. Veți găsi evenimente pentru toate gusturile, de la jocuri pe calculator, care bineînțeles vor surprinde marea parte a evenimentului, până la chestiuni legate de cât poți să stai în fața calculatorului, chestiuni educative, sport, fizic propriu-zis. Invităm toți ieșenii să participe și nu uitați de conferința de deschidere, care va fi un show total pe care Iașul nu l-a mai văzut. Mulțumesc tuturor și vă aștept cu drag și la ceremoniile de închidere și la cele de deschidere și pe parcursul evenimentelor. Pentru presă vom avea vineri, cred că la ora 16, vă vor anunța colegii noștri, un walking tour, să vedeți exact ce se întâmplă acolo, privat, să vedeți exact ce se întâmplă, să vă prezentăm toate scenele și să vă dăm un program cât mai detaliat. Mulțumesc! Da, după cum a spus domnul viceprimar, vă așteptăm vineri la ora 17 la Teatru de Vară din Palas, la scena Dota, unde pentru o zi o să avem acces în backstage fără ecuson și fără acreditare. Acest efort de a organiza campionatul nu a fost un efort singular. Am lucrat alături de Federația Internațională de eSports și o avem alături de noi pe Ana Karolevska, care este Head of Marketing. Welcome, Ana, and thank you for all the great efforts you did organizing this event. Can you please share us some thoughts and the challenges and the opportunities that you've reached so far organizing this major event in Iași on the 15th edition of World eSport Championship? Thank you, Cristi. Welcome everyone also, and thank you for your time today. If I start talking about the challenges and everything that we did in the last year, I think I can talk for hours, but I'll try to be quick and give you all the points. Firstly, I would love to give you information about the International Esports Federation, and it's founded in 2008 with 8 national federations, and currently we have 140 members, which are all here in the city of Iași, representing their country, and with national pride they are playing for different type of titles. So 15 years in a row, building a legacy. This year we are
building the esports capital Iași, and we have CSGO, Dota 2, Tekken 7, eFootball Mobile Legends and PUBG Mobile as game titles, 600 plus players, and we have more than 800 matches. So 10 days on full of competition, plus concerts, music and everything. The engagement is pretty high, and hopefully that all of you will enjoy it. About the challenges, definitely throughout this organization and working with you guys, I can say that it's pretty pretty clear that we are going to have one amazing event, because with all the support from the city, with the support from the all national federations and all the participants, we tried and we are aiming to have the biggest outdoor event in Europe. And as Iași is the city of yacht and a lot of universities, a lot of young people, the vibe will bring everything as it point, and we are going to have pretty nice and big event. Thank you, Anna. Nu putem organiza un eveniment de asemenea învergură fără a pune pe primul plan siguranța cetățenilor și siguranța noastră sau a jucătorilor. De aceea este alături de noi astăzi domnul colonel Chesaro de la Jandarmeria Iași, cu care lucrăm în strânsă cooperare pentru a este organiza... inspectorul, șefa inspectoratului de Jandarmeria Iași. Am înțeles. Mulțumesc. Vă rog, domnul. Bună ziua, salut, bună. Mulțumesc că sunteți aici. Ca de obicei, suntem parte din evenimentele majore ale Iașului. După cum știți, Iașul m-a adoptat pe mine sau eu am adoptat Iașul, nu știu. Cert este că pentru câteva zile, mai mult de o săptămână, Iașul devine capitala mondială a jocurilor pe calculator. Ca să folosesc așa o exprimare mai simplă. Este o provocare și pentru noi, pentru că nu o să avem în atenție și în grijă doar participanții la acest eveniment, ne rămâne în continuare sarcina de a avea grijă de tot județul. Corect, eforturile vor fi concentrate aici, în Iași, și nu vom lăsa absolut pe nimeni și nimic să strice evenimentul acesta. Probabil ați observat că nu obișnuim să închidem ochii. Evenimentul acesta se va desfășura în siguranță, indiferent dacă pentru noi chiar nu contează nici cine concertează, nici cine participă. Toată lumea trebuie să fie în siguranță. De acord, eram întrebat puțin mai devreme despre un grad de disconfort pe care îl vor resimți cetățenii din Iași. Este posibil, dar în orice oraș se organizează un eveniment de asemenea învergură, există și un grad de disconfort. Iar beneficiile pe care evenimentul acesta le aduce orașului sunt peste orice grad de disconfort. O să încercăm să limităm acest disconfort împreună cu autoritățile locale, iar eu personal, în calitate de comandant al acțiunii pentru acest eveniment, voi avea grijă să facem totul să treacă așa cât mai ușor. Toată lumea va fi în siguranță. Rugămintea și sfatul nostru este să ascultați cei care participați la festival indicațiile organizatorilor, indicațiile forțelor de ordine. Am discutat și ne tot întâlnim de câteva zile, stabilim un regulament de acces cu insigne, cu brățări, cu ecusoane, cu culori. Fiecare om va găsi un lucru și un mod plăcut în care să petreacă în acest festival. Orice problemă aveți, căutați un jandarm și spuneți-i. Toți vor fi acolo. Mulțumesc frumos! Mulțumim frumos! Înainte de a intra în detaliile tehnice, aș vrea să ascultăm un pic pe cei doi jucători profesioniști de e-sports și lăsăm pe Omar să ne zică ce așteptări are el de la acest campionat. Bună ziua, mulțumesc! Am venit aici, suntem recunoscători că ne-ați primit și am fost întâmpinați foarte călduros de cei de la ISF. Ne-au oferit o facilitate unde ne antrenăm ca să putem să
jucăm cât mai bine, să avem o performanță cât mai bună. Momentan suntem, în fiecare zi ne antrenăm toată ziua și așteptăm să înceapă evenimentul. Cam asta facem toată ziua. Mulțumim. Cancel. Cum e la Iași? Bună ziua. Puteți să repetați, vă rog? Cum este la Iași? Foarte frumos. Oamenii sunt destul de calzi, foarte primitori. Îmi place foarte mult. Încă n-am descoperit Iașul complet, dar după eveniment, după ce o să aducem trofeu acasă, poate o să-l descoperim. Am văzut. Ați intrat direct în antrenament în fața calculatorului de când ați ajuns. Da. Trebuie. Avem nevoie de antrenament ca să câștigăm. Un pronostic pentru finala de Dota? Nu vreau să par arogant, dar o să aducem trofeu acasă. Mulțumim, să sperăm și cu această ocazie vă mulțumesc pentru că ați dat curs invitația noastră de a veni la conferința de presă și dacă tot vorbim de judecători, de jucători, îmi cer scuze, trebuie să spunem că avem reprezentanți, fiind țară organizatoare, țară gazdă, pe fiecare categorie de jocuri. Ne punem speranțe în Counter-Strike, ne punem speranțe în echipa feminină de Counter-Strike, când avem pe Ana Dumbravă, capitan, care este cea mai titrată și cea mai tare jucătoare de Counter-Strike din lume. Îl avem pe Adrian Urma la eFootball și evident pe cei doi colegi care sunt astăzi alături de noi. Evenimentul va începe vineri seară la 21:30, unde vom avea ceremonia de închidere în grădina de la Palace. Eveniment în care vom vedea toți jucătorii, toate steagurile naționale, defilând pe scenă și să-i vedem prezentați exact ca la Olimpiadă, urmând ca apoi să avem un spectacol de drone, urmat de o mapare pe Palatul Culturii, cum nu s-a mai văzut până acum. După această ceremonie de deschidere, vom avea o petrecere alături de partenerii de la Kiss FM, cu DJ Olix și cu Dan Fințescu, un after party în grădina de vară pentru a celebra acest eveniment. A doua zi vor începe jocurile, se va juca, după cum zic colegii din eSports, back-to-back, de la ora 10 dimineața până la 10 seara, pe cele trei scene pe care noi le avem în cadrul Palace, scena de lângă patinoar cu orientată spre fațeta sudică a Palatului Culturii, teatrul de vară, unde vom avea scena de Dota și sala polivalentă, care va fi fără acces public, va fi practic un studio imens de televiziune unde jucătorii vor juca și vom putea vedea în online, acolo vom avea scena de PUBG Mobile. Toate finalele de jocuri vor fi pe main stage-ul de la patinoar și accesul este liber, trebuie să precizăm acest lucru, deci vă invităm în fiecare zi să-i vedeți pe acești tineri cum sunt în plină competiție și în paralel, tot pe data de 25, va începe evenimentul Comic-Con, care va fi în Palatul Culturii. Accesul va fi gratuit, dar pe bază de bilet și înscriere în prealabile, pentru că trebuie să respectăm normele ISO. Dacă vom atinge capacitatea maximă a Palatului, pe măsură ce se liberează din traficul din Palatul Culturii, vom da drumul la acces din nou. Intrarea va fi pe ușa principală și ieșirea va fi pe cele două uși de exterior. În cadrul Palatului Culturii avem două tipuri de evenimente, avem partea de expo și cosplay, foarte, foarte dorită, costumații, supereroi, eroi din benzi desenate și vom avea niște actori pe care îi știm din filme. Majoritatea nu îi știu, dar o să vi menționez, îl avem pe Manu Bennett, care a jucat în Spartacus și în The Hobbit, Naomi Grossman din American Horror Story, Sebastian Roche din Supernatural și The Original, Nicola Durico, care a fost în Yuri in the Stranger Things și probabil cel mai cunoscut, Luca Peruș din Casa del Papel. Și să nu uităm pe Henry Ian Cusick, care a fost în Appearance. Acești actori vor fi prezenți pentru meet and greet, pentru fotografii și pentru a ne face cunoscuți. În următoarele zile vom mai avea o serie de evenimente educaționale ce vor fi anunțate pe pagină. Avem oameni, stakeholder, investitori care țin industria de gaming și vă prezenta la Palatul Culturii într-o serie de conferințe. Colegii de la ESF, we're going to have Referee Summit, o să avem foarte multe paneluri pentru a vorbi despre e-sport education. Da? Trebuie să vă imaginați că există deja federații, de exemplu vă dau din America de Nord, NASEF, North American Scholastic E-sport Federation. Aceștia fac deja curriculă și programe de studii pentru a studia e-sportul ca materie specializare sau sunt chiar facultăți de e-sport. În
data de 1 vom începe a premia câștigătorii finalelor și evident pe 12-3, urmând ca după fiecare premiere să avem parte de festivități de închidere. Programul pe zile este afișat și îl puteți găsi pe pagina de Facebook și de Instagram a festivalului digitaltron.com, Digitaltron Iași, și suntem bucuroși să avem pe Armin Van Buuren, Los Frigos, Itu Jabo, Biugi Mafia, Tom Model, JP Cooper, Delia, Subcarpați, Carlos de Motens, și cred că cel mai așteptat moment va fi momentul Filarmonicii de Stat Moldova din Iași, unde Filarmonica ne va aștepta cu o surpriză. Se vor interpreta partituri din jocuri și Marșul Imperial din Star Wars, care este mult așteptat. Vă anunțăm din nou că pe data de vineri, la ora 17, sunteți invitați să facem un walking tour la Teatrul de Vară, unde vom avea și un meci demonstrativ de e-sports, unde va veni Bromania și cu alți influenceri, Dracea Graure, Adrian Pov și Ionuț Rosu, care vor juca pentru a mediatiza acest concept de e-sports. Eu vă mulțumesc și dacă sunt întrebări, vă rog cu mare drag să ne le adresați. Cu cât mai mult curaj, dar trebuie să continuăm lista. Cristi este foarte obosit și știm și de ce. Alternosfera, Deliric și Silent Strike, Connector, Johnny Romano și Spike sunt în completarea listei artiștilor care vor fi în cele 3, să spunem, zile de premiere. Scrie acolo, 3 zile participând la toate evenimentele artistice înseamnă 220 de roni. Celelalte evenimente sunt gratuite, așa cum s-a anunțat, și așteptăm să vedem cât mai mulți. Noi nu o facem doar pe ieșeni sau pentru ieșeni, mă iertați. Așteptăm toată România, toată Europa, toată planeta, cu câteva excepții estice pe care nu le așteptăm, ferească Dumnezeu. Și ce pot să spun mai mult decât faptul că Iașiul se va dovedi o gazdă primitoare, veniți cât se poate de încrezători în acest lucru și sigur, să știți că am mare încredere în jandarmeria română. Am avut și o ieșire publică, dar cred că n-a fost scăpat așa. Cred că am să-l premiez într-o festivitate publică pe jandarmul de la Constanța. Mi-a atras atenția într-un mod cât se poate de pozitiv, așa trebuie făcut. Unde e legii, nu-i tocmeală. Dacă aveți întrebări. Mulțumim.